Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Față în Față. Invitata mea din această seară este doamna Carmen Holban, președinte OFSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Marcăm o premieră în seara aceasta prin prezența dumneavoastră în platoul nostru. Nu este vina dumneavoastră, este vina noastră că nu v-am invitat. Dar promitem să recuperăm. Consider că nimeni nu este vinovat, nu s-a creat un cadru propice și consider că toate lucrurile sunt bune la locul potrivit, în timpul potrivit, în momentul potrivit. Așa că nu trebuie să ne reproșăm, că avem timp. Așa este. Aș vrea să vă invit să ne prezentați câte ceva despre cariera dumneavoastră politică, despre dorința de a aduce proiecte pentru organizația pe care o conduceți, despre omul Carmen Holban mai întâi de toate și cât de important este locul dumneavoastră pentru a schimba ceva și în mentalitate, și în abordare, și în discursul politic. Așadar, cu ce începem? Mai degrabă cu omul Carmen Holban. Bine, începem cu omul Carmen Holban, care a clădit în Târgoviște o afacere care a crescut în timp. 20 de ani am muncit în cadrul acestei afaceri. Am o profesie de farmacist. Am de 20 de ani încă sunt în Colegiul Farmaciștilor din Dâmbovița. Am pus o cărămidă destul de, zic eu, sper să mă susțină și alții, destul de important în ceea ce privește sănătatea în Dâmbovița. M-am implicat, mi-a plăcut să mă implic și atunci am extrapolat puțin, considerând că dacă poți să faci ceva, poți să creezi ceva la un nivel mic, am zis să extrapolez la un nivel mai mare și cu ajutorul tuturor să facem lucruri bune pentru dâmbovițeni și, de ce nu, pentru tot ce înseamnă țara asta, România. Când ați decis să intrați în politică? Aici este o parte frumoasă, așa ca povestea. Foarte simplu. Bănuiesc că asta trece repede, povestea. Poveștile trec repede, că sunt povești, trec repede și astea ne și adorm, drept pentru care nu o să ne lansăm foarte tare în ele. Cert este că la un moment dat a intrat în societate să cumpere, nu pot să folosesc numele societății ca să nu facem reclamă, un lider politic care a cerut sprijinul la momentul respectiv. Era un moment în care avea nevoie de ajutorul tuturor, de votul tuturor, de sprijinul tuturor și atunci și-a prezentat obiectivele, m-a convins și am intrat în politică. I-am spus că o să-l urmăresc în cadrul activității, iar dacă nu-și va îndeplini promisiunile, am să taxez foarte, foarte dur. Numai că și le-am plinit și atunci n-am avut ce să taxez. În general, oamenii de afaceri care au și succes intră greu în politică, pentru că știm cu toții, nu este un climat tocmai ușor de respirat. Este considerat într-un fel sau altul, e o concepție greșită, da, asta este, până una alta ne lovim de ea. Este considerat o lume a bărbaților. În general, oamenii au așa o oarecare reținere față de mediul politic. Cu toate acestea, ați dat curs invitației și solicitării. Nu știu, n-aș spune chiar așa. Pot să spun că, într-adevăr, activitatea în mediul privat este extrem de costisitoare. Se cere foarte mult timp, se cere prezență, se cere activitate continuă și atunci poate timpul ar fi un criteriu pentru care unii oameni de afaceri nu intră în politică. Teama că sunt implicați pe urmă în acțiunea politică și își neglijează afacerea în sine, poate că îi determină să încline mai mult către activitatea proprie, unde știe că își clădește propria afacere și atunci iau această decizie. Părerea mea este că lucrurile se pot îmbina, părerea mea este că atunci dacă vrei să faci lucruri mărețe și dacă vrei într-adevăr să ajuți mai mulți oameni decât oamenii pe care îi ai într-o subordine în afacerea respectivă, trebuie să te implici. În ceea ce privește... Sunt mulți care critică lumea politică, critică ceea ce se întâmplă în această zonă, dar nu se implică.
este mult mai ușor. Este mult mai ușor să critici, este mult mai ușor să stai, este mult mai ușor să stai în afară, să vezi și să critici decât să te implici. În momentul în care te implici și muncești, mai apar și greșeli, este normal. Ele trebuie redresate, ele trebuie puse la punct. Dar dacă nu ne implicăm, nu ne hotărâm odată să punem umărul fiecare, pentru că cu cât suntem mai mulți, atunci putem culege idei mai bune, cu cât suntem mai mulți, putem să progresăm. Nu trebuie stat pe margine și chiar ar trebui să faceți și să îndemnați prin aceste emisiuni televizate ca oamenii de valoare să încerce, să nu se teamă, să intre în politică pentru a-și spune cuvântul și a face schimbări pentru România așa cum trebuie. Trebuie să clădim această țară cărămidă cu cărămidă pentru copiii noștri și pentru viitorul copiilor noștri. Mai este o părere potrivit căreia cei care intră în politică sunt ținuți cumva la periferie. Nu sunt implicați, nu sunt cooptați, nu sunt promovați. Cât este de adevărat asta? Depinde de gradul de implicare al fiecăruia. Pentru că intri în politică și dacă nu vrei să te implici, dacă nu ai un cuvânt de spus, atunci Nu te promovează nimeni pentru că nu ești remarcat. Dar dacă intri în politică, intri pentru că ai un cuvânt de spus. Dacă intri în politică, intri că vrei să realizezi ceva, vrei să faci ceva, vrei să demonstrezi ceva. Pentru cine vrei să demonstrezi? Pentru tine personal? Pentru alții? Pentru oamenii care îi reprezinți? Pentru familie? Nu pentru o singură categorie, ci pentru toți la un loc. Dacă noi încercăm să privim unitar totul, atunci vom realiza ceva. Dacă mergem pe segmente, niciodată un segment nu poate să înlocuiască totul. Sunt cuvinte pe care le știm, dar nu le aplicăm. Este cazul să începem să le aplicăm. Da, este și posibil, pentru că pare un... Dacă până acum nu s-a încercat, normal că pare o viziune și pare imposibil, da? Par vorbe goale. Dar hai să încercăm să legăm segmentele, câte două, câte trei, câte patru, și atunci ne vom da seama că un întreg luptă și realizează mai mult decât chestii unitare. Când s-a întâmplat intrarea dumneavoastră în politică? Așa să o fixăm în timp, în ce an? Acum 3 ani s-a întâmplat exact, însă opțiunea mea către acest partid este mult mai din urmă. Sunteți președinte OFSD Târgoviște. De cât timp? Păi de la alegeri. De la alegeri. Când au avut loc de la alegeri, acum un an și jumătate. Ce ați reușit să aduceți nou pentru această organizație de femei? Vom vedea și care este sau cât de important ar trebui să fie rolul femeii în politică. Nu știm dacă toată lumea îl conștientizează, mai ales colegii bărbați. Da, aici așa este, pentru că s-au făcut și niște sondaje de opinie chiar la nivelul județului nostru și am constatat cu tristețe că femeia nu este văzută bine în activitatea politică, deci femeia este văzută mai bine în activitatea profesională, în activitatea de acasă, dar în ceea ce privește activitatea politică, nu. Nu știu de adică ce. Mentalitatea femeia la cratiță, că dacă tot... Probabil asta, dar nu toată lumea are această mentalitate. Poate că n-am avut în România încă niște forțe politice astfel încât feminine astfel încât să determine o masă mare de femei să adere, de oameni, să schimbe această mentalitate. Încet, încet se schimbă. Încet, încet. Au fost și câteva modele de femei nu tocmai pozitive. Ei, tocmai pe astea le-am luat, le-am preluat, le-am mediatizat foarte tare încât populația a spus nu femeii în politica românească. Ei, nu e chiar așa. Putem deschide ochii și vedea că avem foarte multe femei primari care își desfășoară o activitate minunată, consilieri femei foarte bune, avem europarlamentari de valoare, avem în fruntea partidului femei care au cuvânt de spus, au verticalitate și într-adevăr transmit mesaje importante către populație. Bun, așa cum spuneați, ați decis să intrați în politică, dar ați făcut și un pas mai departe. Ați acceptat să candidați pentru o funcție de conducere, pentru organizația de femei. Nu vi s-a părut prea mult în condițiile în care nu intrați de mult timp în politică și într-un partid mare, totuși?
Nu mi s-a părut mult. Și să vă spun de ce nu mi s-a părut mult. Pentru că proiectele cu care am venit și activitățile cu care, pe care mi le-am propus să le efectuez, nu mi s-au părut grele. Ele au venit pentru că am simțit că trebuie să le fac, ele au venit pentru că am considerat că era nevoie de ele în momentul acesta. Nu mi se par salturile cu pași de uriaș. De ce? De ce? Eu în activitatea mea, în cei 20 de ani de activitate, am tot săltat uriaș. Da? Și în carieră, și în activitatea profesională. Aici, în politică, nu salt uriaș, nu fac salturi uriașe, ci pun cărămidă pe cărămidă, astfel încât să fac o construcție solidă. De ce? Acești pași de uriaș pot crea fisuri și orice fisură dărâmă o construcție. Nu este cazul. Este cazul să construim, este cazul să aducem elemente bune și să promovăm oameni de valoare. Să știți că alături de noi în Organizația de Femei au venit femei cu un potențial bun, cu profesii bune, cu dorință de afirmare și muncă. Femeia privește altfel lucrurile. Hai să spunem că privește politica judecând ca pe o familie, da? În care trebuie să facă lucrurile așa cum simte, adică lucruri bune pentru familie, lucruri bune pentru activitatea politică a Organizației de Femei. Mai nou au intrat și în rândul partidului mai multe persoane cu profesii destul de bune, cum ar fi cele de medic. Avem câțiva medici care s-au implicat activ în activitatea noastră. Avem farmaciști care au intrat în activitatea noastră. Economiști care au venit și foarte mulți profesori. Dacă ar fi să comparăm proiectul cu care ați venit, pe care l-ați propus Organizației de Femei, cu ceea ce ați reușit să realizați până acum, sunt diferențe foarte mari? Sau agenda v-a permis, deci, tot așa, pe etape, să realizați ce v-ați propus? Mi-am propus mai multe lucruri decât am realizat până acum, sunt sinceră, dar timp am să le execut pe toate. N-am avut până acum timpul respectiv, însă acțiunile au fost destul de numeroase și destul de concrete. Ne-am îndreptat în special asupra copiilor, i-am susținut foarte tare și am dat un... spunem, un impuls educației lor prin participarea la diferite vizite în muzee, prin participarea la concursuri în cadrul muzeelor. Să știți că tinerii, copiii, sunt foarte încântați să participe la astfel de acțiuni. Trebuie să ne îndreptăm asupra lor, ei vor fi viitorul acestei țări. Trebuie să știm să-i organizăm, să știm să-i hrănim cu educația care trebuie, astfel încât să putem mânca o pensie liniștiți. Pentru femeile din județ, ați avut acțiuni? Pentru femeile din municipiu. Pentru ele. Pentru femeile din municipiu. Mă gândeam că puteți să vă corelați cumva cu acțiunile organizației județene. Ne corelăm pentru că între cele două organizații există o foarte bună colaborare. Chiar multe din acțiunile făcute au fost împreună cu organizația de la nivel de județ. Spre exemplu, invitația Galeriei Pavot, vernisajul respectiv a fost efectuat împreună cu organizația de la nivel de județ. Acolo a fost o acțiune extrem de frumoasă, cel puțin așa au considerat alții, nu eu, în care am putut să îmbinăm, să spun așa, arta cu un program artistic de excepție. Am avut și chiar în luna martie, da, o acțiune frumoasă, când am avut trei segmente pe care le-am îmbinat. A fost segmentul mamelor care au probleme cu copiii și pe care le-am răsfățat, pot să spun. Au fost doamnele extrem de mulțumite, au plâns și ne-au mulțumit. Acele lacrimi ale doamnelor au făcut mai mult decât milioane de scrieri sau milioane de, cum să vă spun, mulțumiri ale colegilor de partid.
alt segment, da, cu alt... caracter temporar, sunt permanente sau le adaptați în funcție de nevoile pe care le identificați în, în municipiu sau deci mergem așa, de momentele mergem, anului? Nu. Mergem pe acțiunile care ni le-am propus la început, da? Pentru că în cadrul programului nostru avem acțiunile programate în fiecare lună, apoi am adaptat programul la evenimentele din cursul fiecărei luni, că așa este frumos să nu neglijăm 8 martie, ziua femeii, să nu neglijăm mărțișorul, să nu neglijăm sărbătorile religioase. Deci am ținut cont de toate necesitățile, am ținut cont de copiii defavorizați care vor să învețe, care nu au posibilitate financiară să-și continue studiile și atunci ne-am aplecat asupra lor și am încercat să dăm o mână de ajutor. Încercăm de sprijin concret, mă gândesc. Vorbim de sprijin concret. Deci organizația de femei a strâns de la fiecare membru al organizației cele necesare pentru a asigura copilului respectiv continuarea studiilor până la sfârșitul anului școlar. Cum ați reușit să identificați copiii respectivi? Eu într-una din activitățile mele am spus că atunci când anumite mame, fiind în organizația de femei, au nevoie de ceva să se adreseze organizației noastre și așa am primit telefoane. Pur și simplu ne-au sunat și ne-au spus că au nevoie de așa. Au fost mame care nu au putut să-și ducă copiii la spital și au cerut ajutorul din partea noastră. Au fost mame care nu au putut să-și plătească o întreținere și atunci noi, organizația de femei, am reușit să sprijinim mama respectivă. Deci încercăm în măsura posibilităților noastre să ajutăm picătură cu picătură. Sigur, nu putem mult, că n-avem cum, dar unindu-ne și știți că picătură cu picătură formează un val mare. Mi-ar place să luăm exemplu, să ne formăm și să creăm într-adevăr o structură frumoasă, să ajutăm cât mai multă lume. Acum, în preajma sărbătorilor pascale, vă gândiți la niște proiecte de genul acestora cu caracter umanitar? Sigur că avem proiectele deja stabilite pe date, dar nu vi le dezvălui. Vă spun doar că nu vom neglija copiii. Este o sărbătoare, trebuie să o simțim. Deci nu mai trebuie, poporul român trebuie să simtă sărbătoarea. Nu trebuie să mai trecem peste aceste sărbători, să ne plafonăm și să uităm de frumusețile poporului român prin sărbătorile pe care le are. Pe de altă parte, problemele femeilor sunt multe, sunt și grele și mai ales ale celor care nu beneficiază de venituri constante, se luptă pentru traiul zilnic, așa cum spunea și dumneavoastră, nu au bani de întreținere, nu au bani de alimente. Aveți posibilitatea ca prin prisma problemelor pe care le culegeți din teren să impulsionați pe colegii dumneavoastră parlamentari sau din alte zone de influență chiar să se întâmple ceva bun pentru aceste segmente, pentru că, într-adevăr, e nevoie de ajutorul direct, imediat, concret. Dar probabil că e nevoie și de un ajutor a la lung, care să-și vadă efectele în timp și să fie mult mai... Sigur că este nevoie, sigur că... Mai percutant. Sigur că noi toate aceste probleme le discutăm la un... Sunt probleme pe care nu putem să le realizăm la nivelul organizației de femei. Și atunci, un dialog trebuie să existe. În general, problemele trebuie rezolvate, da? Dacă nu poți să rezolvi o problemă, atunci te duci la cel care poate să rezolve problema respectivă. Ei, și dacă ești tenace și dacă vrei să rezolvi problema respectivă, te duci și azi, te duci și mâine, rezolvi problema, o pui în plen, o pui unde o pui, astfel încât să rezolvi problema respectivă. Nu te dă nimeni afară cu problema respectivă, trebuie doar să insiști că sunt atât de multe probleme și toate trebuie rezolvate. Mă gândesc că e posibil să identificați o anumită problematică în măsură să fie rezolvată printr-o interpelare parlamentară, printr-un demers de genul acesta. Una din problemele pe care le-am pus au fost cele legate de lipsa medicamentelor pe piața românească. A fost o problemă pe care am mai discutat-o și o discut și am cerut sprijin și lucrurile au început să se miște.
Lipsa aceasta a medicamentelor pe piața românească defavorizează foarte mult pacientul de la noi. De ce? Pentru că foarte multe din firme fac acest export de medicamente. Avem prețurile cele mai mici din Uniunea Europeană și atunci multe medicamente merg la export în defavoarea pacienților noștri. Nu este normal ca medicamente uzuale, medicamente care nu trebuie să lipsească din prescripția medicală, să fie lipsă, pentru că noi preferăm să exportăm aceste medicamente unde încasăm banii mai rapid decât să așteptăm banii de la Casa de Asigurări de Sănătate. Bun, va trebui să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente și în partea a doua acestei ediții aș vrea să vorbiți chiar despre rolul femeii, pentru că așa adiacent l-am atins în prima parte a ediției. Dar aș vrea să aprofundăm cât de importantă este implicarea femeii în politică și nu numai. Revenim în câteva momente.